Ieri am primit la noi la serviciu într-un colet acest Pampers. Astăzi am primit la noi la serviciu într-un colet hârtie igienică. Fraților, ce urmează? Am primit acest colet, stai să vă arăt. Nici măcar nu era cutie de iPhone, era Huawei. Frate, nu reparăm decât iPhone-uri. Cum ne-a trimis Huawei? Așa ne-am gândit. Când l-am despachetat, am văzut că e ceva într-o hârtie igienică, pe bune. V-am zis eu cumva că... ca să-mi trimiteți hârtie igienică, dar totuși în hârtia igienică, dacă o despachetăm, vedem că există un iPhone. Bineînțeles că doar nu reparăm altceva. Știți bine asta, că de peste 8 ani de zile reparăm doar iPhone-uri. Pentru a vedea și alte videouri cu și despre hârtie igienică, Pampers și iPhone-uri, rămâneți aproape.